Salutare, prieteni! Bine ați venit pe canalul nostru de YouTube. Astăzi am fost din am cumpărat motocoasă pentru că avem iarbă de tăiat. Este pentru prima oară când folosim o motocoasă. Mai exact, Alex pentru prima oară o folosește și haideți să vedem despre ce motocoasă este vorba. Aceasta este motocoasa pe care noi am luat-o. Alex deja o tăiat cu ea. Este o motocoasă românească pentru că noi încercăm pe cât posibil să susținem produsele românești, așa că în mare parte cam tot ce putem luăm să fie românesc, să ne susținem România, fiecare cu cât poate. Aici avem o motocoasă pe benzină. Rueris Expert 47S. Este destul de bună, are destul de mare puterea. Și după cum vedeți și pe carton aici vine la pachet cu motocoasa care o vedeți aici acum. Vine cu disc din ăsta de tăiat. Noi încă nu o să-l folosim pentru că Alex nu are experiență și este pentru prima oară când taie, așa că nu o să-l folosim discul. Avem hamul ăsta care e aici, vine la pachet cu mai multe, este destul de ieftină. Acest ham cu care se prinde motocoasa, masca, vedeți, acesta este masca, căști, noi încă nu le-am folosit căștile, vedeți, astea sunt căștile. Și asta a luat un caz de rezervă. Aici nu avem și discul. După cum v-am spus, este destul de puternică. Într-adevăr, este produs în România, adică este produs românesc. Aici avem și discul. Pe când o să mai capete Alex un pic de experiență, o să-l folosească. Dacă o să-l folosească, eu aș spune că nu-i nevoie să-l folosească. Nu cred că o să avem noi nevoie, că avem numai iarba asta din spate de tăiat. Dar din păcate instrucțiunile nu au fost așa cum ar trebui să fie ca să te ajute să-ți explice tot. Cam a lăsat de dorit instrucțiunile, dar momentan motocoasa este, putem să spunem că este destul de bună. Ce putere ziscare? Ce putere are? 1,9 cv. Și asta scrie undeva? Da, 1,9 cv. Deci că 99 de lei la altă n-am. Da. Uite în față, scrie 1,9 cv. Da. Bagă. În dreapta. Oh.
Dacă v-a plăcut acest clip, nu uitați să ne dați un like și să ne lăsați un comentariu, să ne spuneți și voi ce părere aveți. Dacă nu te-ai abonat, nu uita să o faci, pentru că o să urmeze multe clipuri frumoase și interesante în continuare. Sper ca să cumpărați și voi cât mai multe produse românești, ca să ajutăm într-un fel sau altul România. Noi o să ne vedem data viitoare. Vă salut cu respect. Ciao!